Bună ziua tuturor, bun găsit la un nou webinar eJobs TV. Astăzi începem pentru prima oară într-o întârziere destul de mare, pentru care îmi cer eu scuze. Am avut niște mici sau mai rău, un pic mai mari probleme tehnice, care în mare parte s-au rezolvat. Mai sunt câteva la Nevenca și o așteptăm pe parcurs. Ne pare rău că nu am putut începe la timp și că nu am putut începe în formula completă. Astăzi sunt alături de mine Alexandra Aldescu de la Samsung și Mihai Stănescu de la RockCoach. Probabil că îi cunoașteți deja. Dacă nu, o să-i cunoaștem mai bine astăzi și aș vrea să vorbim cu ei despre cum arată viața la muncă post-carantină. Înainte să începem, vorbeam puțin cu Mihai și spuneam că poate post-carantină se potrivea acum o săptămână sau două. Acum pare că ne reapropiem puțin de regulile de carantină, pentru că, iată, numărul de îmbolnăviri crește, nimeni nu mai merge la sigur cum mergeam atunci când am reînceput unii dintre noi pe 18 mai. Și aș vrea să știu cum stau lucrurile acum la voi. Alexandru, tu pare că ești deja la birou, nu? Da, sunt deja la birou. Cum sunt la birou acum, de două săptămâni. Cum ne-am acomodat? Cu greu. Cei mai mulți angajați au fost plăcut surprinși de ce înseamnă să lucrezi acasă, pe termen lung, nimic de acuzat. Este foarte plăcut să fii în sânul familiei de obicei și relaxant. Pe de altă parte, am avut și angajați care, din fericire sau din nefericire, nu au un spațiu în care să locuiască foarte mare, dar au o familie mare, au animale, au copii. Și pentru ei a fost destul de dificil să se acomodeze la lucruri de acasă și la tot ceea ce înseamnă lipsa posibilității de concentrare într-un mediu ca acela. Dar per total, oamenii s-au simțit ok, am început lucrul de acasă foarte devreme. Iar de la 18 mai, din 18 mai am deschis biroul, dar doar pe bază de voluntariat, tocmai pentru a da posibilitatea celor care nu au putut să lucreze de acasă în mod eficient să utilizeze spațiul de lucru, bineînțeles aranjat la standardele cele mai înalte din punct de vedere safety. Și de atunci încercăm să deschidem birou în mod treptat. Avem niște pași foarte clare, avem un task force care se ocupă doar de acest lucru, de tot ceea ce înseamnă măsuri de siguranță și de revenirea angajaților la birou în cel mai sigur mod posibil. Nu te aud, Ana, să știi. Ai microfonul oprit. Așa. Scuze, da. Mihai, spune-ne puțin, te rog, cum să-l vezi. Tu, Alexandru, mi-a povestit cum este la el. Tu ești un om care ține foarte des legătura cu mediul acesta de business și cu zona de HR. Tu ce simți din piață? Cum stau lucrurile așa cum le vezi tu? Ce simt din piață? Păi, deocamdată toată lumea e blocată cumva, pentru că n-au încă o viziune pe termen mediu, hai să zic așa, în această pandemie. Și cu mici excepții, i-aș numi managerii deștepți și foarte deștepți, care au început deja de procese de restructurare. Da? Procese în sensul de umblat la automatizări, clasic, deja, deși e foarte nou pentru România. Cumul de roluri, nu vorbesc neapărat de restructurări de genul asta cum se povestește la guvern, că trebuie să dăm afară lumea și asta e restructurarea. Ci făcut smart, redirecționat linii de business și pregătit pentru, se pare că sunt două scenarii, unul pozitiv, unul de sud, unul de nord, unul negativ, unul pozitiv. Și se pregătește. În rest, toată lumea e un pic, din ce văd eu și din ce am vorbit chiar zilele trecute, de vreo săptămână, am vorbit cu vreo aproape 20 de CEO de companii mari, multinaționale. Și reziliența e pe primul loc. Deci ca valoare, reziliența, bineînțeles, grija față de sănătatea oamenilor, cum zice și Alexandru, e punctul zero. Dar organizațional vorbind, ca business, reziliența e pe primul loc. Și apar din ce în ce mai mult planuri alternative, hai să zic așa. Poți să ne dai câteva exemple despre ce fel de planuri alternative vorbim? Sigur, nu cu nume, evident, dar dă-ne câteva direcții. Și apropo, dacă aveți întrebări pentru Alexandru și pentru Mihai, chiar și pentru Nevenca, deși încă nu s-a putut conecta, este cu ochii pe noi,
și poate vedea comentariile voastre, le puteți lăsa fie în secțiunea de chat, fie în secțiunea de questions și Alexandru, Mihai și Nevenca vă vor răspunde. Așa, care era întrebarea? Întrebarea era dacă poți să-mi dai câteva... Scuze, Mihai. Scuze, Mihai, am eu o întrebare. Ai spus că ai vorbit cu foarte mulți președinți CEO-i în perioada asta. În afară de cuvântul reziliență, ai auzit undeva cuvântul trust? Încredere? Toată perioada asta a însemnat o schimbare de paradigmă în cel mai adevărat sens al cuvântului. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca oamenii să lucreze atât de mult de acasă, remote, de la distanță. Ai întâlnit oameni de nivel înalt care au avut o problemă de încredere cu angajații lor? Nu. Adică nici nu am cum, sincer, Alexandru, pentru că oamenii cu care întrețin relații profesionale la nivelul ăsta sunt toți oameni care au investit, adică sunt oameni care acceptă că încrederea e baza oricărei transformări. De asta probabil că, adică e un fel de self-implied value, ca să zic așa, human value. Am înțeles. Da, n-am discutat neapărat nici măcar în sistemul mai larg care cuprinde organizația, adică clienți, parteneri, furnizori și așa mai departe, nu prea se pune problema așa. Că acum se strâng rândurile. Adică asta am auzit de fiecare dată aproape. Strângem rândurile cu clienții, cu partenerile, facem pachete, oferte mai bune, încercăm să intrăm în dialog. Știu câțiva dintre ei sunt, am vorbit cu ei din mașină pentru că sunt în vizite la clienți în toată țara. Asta mi se pare, mulțumesc de întrebare, dar e, într-adevăr, poate e un blind spot la mine, e evident că există. Okay. Și că e investiție pe termen lung, asta nu e acum s-a întâmplat, adică îi culeg roadele cumva. Tu simți, Alexandru, că asta a fost o problemă sau a fost un obstacol pentru, nu doar pentru un HR manager, dar în general pentru, și nu doar pentru un CEO, ci pentru orice lider de echipă? Noi suntem, din punctul meu de vedere, școala românească de leadership este într-un moment de tranziție și am vorbit cu oameni, cu lideri, cu manageri care au avut o problemă, o problemă reală în direcția asta. Pentru că, din păcate, foarte mulți dintre noi suntem obișnuiți să controlăm foarte de aproape lucrurile care se întâmplă în birou. Și mulți oameni din diverse industrie au simțit oarece greutate în a-și desfășura activitatea ca lideri de la distanță. Și de asta spun, cred că noi ca și școală de leadership, de management, suntem într-un moment important și situația actuală ne învață foarte multe lucruri. Dar voi concret, la voi în companie câtă lume a lucrat remote în perioada asta? Toată lumea. Nu a existat niciun angajat de la momentul în care s-a instaurat starea de urgență până la 18 mai care să vină la birou. Cultura coreană este una direcționată către hard working. Nu vorbesc de o societate care să nu fie înalt tehnologizată. Dimpotrivă, cred că știm toți chestia asta, dar ei cultural sunt dornici să muncească, sunt extrem de loial și de dăruiți. Cu toate chestia asta, noi am început starea de urgență cu un principiu foarte clar în minte. Sănătatea angajaților este pe primul plan și singurul mod în care putem să asigurăm chestia asta este ca toată lumea să lucreze de acasă. Tehnologic vorbind, ne-am permis acest lucru de la o zi la alta, fără să avem niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Și spre surprinderea mea, eu sunt un tip foarte onest și foarte direct, inclusiv din perspectiva asta, toți liderii de nivel înalt coreeni s-au adaptat incredibil de repede. Incredibil de repede și de bine situația este. Și acum la voi toată lumea este înapoi la birou? Nu. Sunt doar angajații care au mașini de servicii sau car allowance. Deci care își permit să se deplaseze la birou 100% sigur. Și vorbeai de această mentalitate de hard working și așa mai departe și cultura voastră organizațională care este foarte foarte bine, foarte bine clădită și are niște reguli foarte clare. Voi partea asta de trust cum a fost gestionată în perioada asta? Cum v-ați asigurat că toată lumea își face ceea ce trebuie fără să fiți prea intruziv, fără să pare că sunteți prea controlling? Trebuie să recunosc că la început mi-a fost ușor teamă.
tocmai datorită acestui background cultural, dar am rămas extrem de plăcut surprins. Extrem de plăcut surprins. Se spune că cultura organizațională se clădește în perioade bune și este pusă la treabă în perioade dificile. Și perioada asta mi-a dat expresia acestui mic proverb, nu știu exact cum să-i spun. Adică s-a demonstrat foarte clar că din punctul ăsta de vedere am reacționat foarte bine, nivelul de încredere a fost foarte ridicat. Nu am simțit niciun fel în micromanagement. A fost un pic dificil la început, până când toți liderii și-au stabilit rutinele de lucru cu echipele lor, dar atât. Și cred că a durat undeva 2 săptămâni ca fiecare lider din organizație să-și stabilească un modus operandi adaptat la această situație. Ceea ce a fost extrem de important pentru noi a fost să comunicăm foarte deschis și foarte des cu angajații, cu toți angajații. Tot ceea ce a însemnat măsură COVID-related a fost discutat în prealabil cu un task force la nivel organizațional, cu președintele și CFO-ul inclus, bineînțeles. Orice decizie luată a fost discutată cu directorii din organizație și abia apoi comunicat. Din perspectiva asta, din nou, ne-am descurcat, cred că, foarte bine. Mihai, aș vrea să revin puțin la ce spuneai tu mai devreme, la întrebarea pe care am adresat-o, apoi am completat, am făcut o paranteză și nu ne-am mai întors la ea. Vorbeai de două lucruri, de reziliență și de restructurare. Și te rugam dacă se poate să ne dai câteva exemple de direcții de restructurare pe care tu le-ai văzut în perioada asta aplicate. Evident, fără nume, doar să ne ajuți puțin un ghidaj, să ne spui cam ce vezi că s-a întâmplat pe partea asta de restructurare în ultimele 3 luni. Mai avem câțiva clienți care fac asta deja activ. În primul rând a fost, hai să vedem ce putem automatiza efectiv, adică ce puteți trece din offline în online, altceva decât munca despre care zicea Alexandru, munca echipei efectiv a oamenilor și altceva. Ce poate să fie făcut mai simplu. Și aici sunt niște, adică toată gestiunea asta, dacă vorbim de birouri extinse la nivel național, toată gestiunea asta administrativă din spatea birourilor se poate trece într-o automatizare, mă gândesc la cineva acum care face asta deja. Unul la mână, doi la mână, toate serviciile suport, mă rog, support services, că suport în limba română înseamnă suport, sprijin, serviciile sprijin, se pot automatiza într-o oarecare măsură ca să optimizeze și să crească human touch, nu să scadă. Adică nu vorbesc acum de robotul telefonic la care aștepți 6 zile la el, ci dimpotrivă la niște procese care se pot băga pe sub un apel ca să le eficientizeze foarte mult. Asta e o parte, deci automatizare intern. După aia au început să sape în procesele pe care le aveau și să le redirecționeze, să le redeseneze. Adică, de exemplu, în procesele de vânzare se pot face acele faimoase funneling, extended funnels, cum se zice în marketingul de peste ocean. Să nu ne mai bazăm foarte mult pe business development, ci pe marketing. Da? De asta chiar la nivel foarte mare. Adică, și așa mai departe, nu știu. Sunt tot felul de exemple. Dar, repet, n-am auzit pe cineva până acum și am norocul, nu știu, vă reamintesc citatul celor de la Academia Cațaventul de pe vreme, cu cititorii noștri mai deștepți de pe am norocul să discut cu oameni care nu știu cum problema să renunțe la niște salarii, da? Și își pun problema unei flexibilizări a business-ului, astfel încât toată lumea să rămână în barcă și să facă cel mai bun lucru pe care poate să facă. Noul mod în care lucrăm, credeți că se va permanentiza? Adică toate aceste restructurări vor continua pe termen mai lung sau odată ce vom avea libertatea să ne întoarcem la cum era înainte de 11 martie, tot ce s-a schimbat acum se va fi anulat? Cum vedeți voi lucrurile? Din punctul meu de vedere, there is no way back. A durat foarte mult. Foarte multe companii, așa cum spunea și Mihai mai devreme, au început o serie de transformări radicale a tot ceea ce înseamnă procese interne. Să-ți dau un exemplu din organizația noastră.
pe lângă survey-uri gen cum este work from home, care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile mai puțin bune, sau de fapt în urma unei astfel de survey, am ajuns la concluzia că din punct de vedere birocratic stăm foarte rău. Lucru care, na, lezne de înțeles, într-o companie mare, cât crește compania, cu atât crește necesitatea controlului și birocrația se hrănește cu birocrație și ajungem la o fundătură pe care nimeni nu o apreciază, dar despre care nimeni nu vorbește. Și am trecut la următoarea etapă, un bureaucracy survey, care ne-a dus la câteva concluzii care, deși greu de acceptat, sunt extrem de utile. Și în consecință s-a stabilit un proiect la nivel organizațional de reducerea birocrației cu câteva direcții concrete pe termen scurt, altele pe termen lung. Asta include tot ceea ce spunea și Mihai mai devreme, partea tehnologică. Și în momentul în care te apuci de astfel de proiecte și le duci la capăt, deja realitatea internă, realitatea organizațională se schimbă. Ăsta este și răspunsul la întrebarea ta. Lucrurile se vor transforma, se vor automatiza. Dacă vorbim despre lucruri de acasă și necesitatea lucrurilor de acasă, eu cred că toate companiile care nu vor reacționa în direcția asta vor avea de pierdut. Realitatea este că oamenilor li se pare extrem de atractiv lucru de acasă. Ce, ok, vorbesc în numele meu. Punem, nu pot să trag o concluzie la momentul actual decât din survey-urile pe care le-am aplicat noi. 70-80% din angajații Samsung au apreciat extrem de mult tot ceea ce a însemnat grija pentru angajați și posibilitatea de a lucra de acasă. Și prima întrebare pe care o primesc aproape în fiecare zi, cum stăm cu lucrurile de acasă după ce trece toată problema asta? Lucru pe care l-am discutat inclusiv la nivel de headquarter în Europa. Și am spus-o, dacă nu vom mișca în mod radical lucrurile în direcția asta, a programului flexibil și a tot ceea ce înseamnă work from home, vom avea de pierdut și ca employer brand și ca talente care lucrează în organizația noastră. Eu aș răspunde, dacă îmi permiți. Eu aș răspunde un pic mai. Adică îmi place răspunsul ăsta aplicat al Alexandru și felicită. Vă mișcați foarte bine. Se pare că sunteți în categoria aia de care ziceam prima. Așa. Încercăm, cel puțin. Așa. Vedem cât o să reușim. Întrebarea, eu aș întoarce întrebarea un pic, Ana, să ne întoarcem la ce? Să ne întoarcem, spre exemplu, la un mod de lucru în care, asta vreau și eu să completez, că până anul acesta România, nu știu dacă știți, era pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cel puțin la numărul de zile sau la timpul pe care angajații îl puteau lucra și de acasă. Noi lucram cel mai puțin în Uniunea Europeană. Un moment. Noi suntem pe ultimul loc la învățare profesională. La lifelong learning, corect, așa este, da. Suntem pe ultimul loc la educație în general. Da? Da. Ce spun asta? Nu neapărat să dau că suntem nasoi și nu știu ce, dar în 20 de ani de lucrat cu foarte multe organizații de aici, din țară și din afară, am observat un lucru. Românul muncește foarte mult și foarte ineficient. Adică, da. Și nu exagerez, adică nu vorbesc de oameni care stau pe margine și se uită la colegi cum muncesc. Nu, muncim col la cot ca nebunii, dar eficiența este extrem de scăzută. Uite, apropo de asta, chiar m-a interesat și cred că și pe voi să vedem, apropo de ce spui tu, comentariile celor care se uită la noi. Dacă sunt de acord cu ce spui tu, le așteptăm în comentarii. Continuă, te rog, Mihai, scuze. Criteriu. Eu cred că nu ne vom întoarce. Dacă mă uit la criteriul eficiență, și I'm backing up, Alexandru, ca să zic așa, nu ne vom întoarce. Da? Cantitatea de efort către rezultatul definit. Eficiență versus ineficiență. Dacă calculăm cantitatea de efort și impactul rezultatului, o să avem o deschidere mai mare. Da? Unul la mână, doi la mână. Mie mi se pare că mai există un criteriu care e global și înseamnă o repoziționare sau o recalculare a ceea ce înseamnă profit obținut din valoare adăugată versus profit obținut din speculă. Da? Și aici cred că criza a fost o gură de oxigen paradoxal, o gură de oxigen pentru recalibrarea întregii piețe economice globale.
Da? Să ne întoarcem la ce? Păi, de mulți ani, de vreo 25 de ani, toată piața economică globală evoluează în dinți de pieptene. Așa. Și acum suntem într-o cădere. Probabil următorul dinte de pieptene o să ne întoarcem cumva așa. Trei la mână. Sincer, nu văd cum am putea să ne întoarcem toți la birou, foarte concret, până noi stăm vaccin. Nu văd. Eu nu văd. Poate am o viziune limitată. Dar știi că asta s-ar putea să... Să mai însemne mult de acum încolo. Nu că s-ar putea, cel mai probabil asta va însemna mult timp de acum încolo. Sunt în legătură cu oameni de la Uniunea Europeană, de la OMS, de la ce oficiali, care spun franc, așa cum vorbim acum. Dom'le, n-ai cum, adică distanțarea socială, igiena excesivă, work from home și tot felul de măsuri de-astea care sunt de secundare față de un vaccin, să o recunoaștem, da? Ca putere și ca impact, trebuie să menținute. Da, rasa umană a mai trecut până experiențe de genul ăsta, unul dintre ele înregistrate istoric. Adică nu suntem într-o zonă profund nouă, nu e din punct de vedere al bolii, al virusului. Mihai, uite, subiectul ăsta cu munca ineficientă a stârnit destul de multe reacții, așa cum, dar sincer, mă și așteptam. Hai să le luăm puțin în ordinea în care au apărut. Renata ne întreabă, vă întreabă pe fiecare dintre voi câți angajați aveți în echipă. Și apoi... Eu am răspuns. Eu n-am răspuns, uite, scriu. Am 10. Da. Eu am 12. Bun, și apoi să vorbim puțin despre ineficiență. Ce înțelegeți voi prin eficiență dacă putem da câteva exemple și dacă totuși a crescut eficiența sau nu în această perioadă de lucru remote. Alexandru deja a atins puțin subiectul ăsta, dar poate pentru Tatiana și pentru Ovidiu și pentru Vlad discutăm puțin mai în detaliu și de fapt pentru toată lumea. Eu am să încerc să construiesc un pic în jurul întrebării de la Tatiana. A crescut eficiența în lucru remote și am un răspuns acolo. V-am spus, noi am făcut un survey din punctul ăsta de vedere în organizație și, nu știu, 200, cam 220 de oameni avem noi în momentul de față în România și în Bulgaria și diferența culturală, chiar dacă suntem vecini, este una semnificativă. Răspunsurile unanime au fost că da. Asta este perspectiva angajaților, pentru că răspunsul este oarecum simplu. Nu mai mergem cu transportul în comun, nu mai mergem prin trafic, nu mai pierdem timpul în diverse activități în jurul biroului. Ne trezim, suntem odihniți, suntem freși, ne apucăm de lucru, în cele mai multe situații este liniște, ne putem concentra, nu suntem perturbați de factori perturbatori din jur, open space, telefoane, glume, și așa mai departe, deci ne putem face lucruri mult mai bine și mult mai repede. Pe de altă parte, tot angajații spun că a existat această problemă de imposibilitatea de a separa viața personală de viața profesională. Și foarte mulți dintre ei au stat mai mult la calculator decât în timpul lucrului de la birou. Aici, asta ține minte, Mihai, pentru ineficiențe, pentru că este important felul în care știm să ne organizăm timpul și cât de atenți suntem la capitolul, nu-mi place expresia time management, pentru că timpul este singura resursă care nu poate fi cu adevărat gestionată, dar ne este de foarte multe ori greu să ne organizăm foarte, foarte, foarte bine. Din perspectiva angajatorului însă, ca să revin la întrebare, nu s-au observat ineficiențe sau nu s-au observat scăderi ale eficienței angajaților. Asta este feedback-ul pe care l-am primit și de la directorii cu care lucrez din echipa de management, și de la președinte și de la CFO. Și asta este și feedback-ul meu personal, deși HR-ul reprezintă lucruri cu oamenii face-to-face, din punctul meu de vedere. Adică human touch este extrem de important și dacă am dus lipsa unei chestii în perioada asta, exact asta. Imposibilitatea de a mă conecta cu oamenii din jurul meu.
Mihai, te ne pot spune în timpul în care ne rog pe Mihai să ne dea și câteva exemple de ineficiență. Eu încerc să fac să găsesc o soluție alternativă, să fac un share screen cu Nevenca, care este acum într-un alt tip de call cu noi, ca să o puteți vedea și pe ea. Mihai, ne poți spune mai mult multe pentru întrebările pe care le-am primit despre ineficiență, exemple și cum ai văzut tu că s-a întâmplat în perioada asta? Da, primul și clasicul exemplu de ineficiență sunt întâlnirile interminabile, adică întâlnirile care depășesc 45 de minute, eventual în echipe de manageri și așa mai departe. Asta e în ordinea experienței mele, adică la ce ajung, nu la ce aud că se întâmplă prin organizație. Adică o întâlnire de management, dacă nu se soldează cu niște decizii care sunt consemnate și aplicate cu un deadline și așa, e cam degeaba. Românești. E, avem foarte multe întâlniri de astea degeaba. Și aud extrem de mulți oameni care au început să evite întâlnirile online, care durează mult timp, din motivul foarte simplu, mă lăsând la o parte psihologia relațiilor și așa, din motivul foarte simplu că nu le aduc plus valoare. Asta e una. Doi la mână. Procesele de automatizare, apropo de ce zice Alexandru cu digital skills, foarte mișto, pentru că procesele de automatizare tind să radă, ele așa au fost inventate, tind să radă stratul cel mai ineficient. Și nu vorbesc acum al muncii oamenilor, nu vorbesc de om cu om sau de echipă cu echipă, vorbesc de întreg sistemul, da? Care pune foarte mult input pe un output destul de scăzut. Nu știu, facturările, procesele verbale, toate hârtiile, toate chestiile astea, toate urmăririle de procese, se pot face mult, mult mai eficient. Trei la mână, sunt foarte mulți, în România sunt foarte mulți oameni care compensează foarte mulți alți oameni ca muncă. În fiecare organizație, vă spun din proprie experiență, dacă ai. Uite, ai intrat. Cred că se vede Nevenca. Nevenca, ne auzi? Te vezi, de văzut te vezi. Ne auzi, Nevenca? Nu cred. Așa. Nevenca, ne auzi? 20, 20. Nevenca, am intrat în share screen, tu te vezi deja. Ne auzi? Noi nu te auzim acum. Normal. Bun, până se reglează acest mic ultim obstacol, Alexandru, scuză-mă, Mihai, erai în mijlocul unui răspuns. Da, oamenii care vreau să vorbesc de oamenii care în trecut plimbau hârtii sau jucau anumite jocuri relaționale interne, nu știu ce, în loc să muncească. Și sunt aici o bună bucată din acești oameni scad eficiența organizației pe întreg. Nevenca? Cred că e un microfon oprit sau tu ne auzi pe noi? Da. Uf, hai să încercăm să rezolvăm, să încercăm. Vezi, Ce anume? a intrat. A intrat, Gata, a gata. intrat. Super, bună, bună Nevenca. Bună. Bună. Veniți. Bună, wow. Chiar, Super. chiar wow. M-auziți? Perfect. Da. Ah. Te auzim și numai o secundă să opresc eu screen share-ul. Wow. Asta vreau să văd de la început. Îmi pare rău, nu știu de ce nu a mers. Bine că Nu e. merge acum. Hai să nu mai Perfect. pierdem timp. Bun. Nevenca, noi până acum, știu că tu ne-ai urmărit de la început și până acum ai văzut despre ce am vorbit. Și între timp s-au strâns și destul de multe întrebări, pentru că iată, lucrurile nu s-au clarificat neapărat, cu toate că toți am intrat într-o rutină. Pentru mulți dintre noi, care ne asigură cumva o zonă de confort, adică știm ce avem de făcut de la o zi la alta și așa mai departe, dar e o schimbare importantă și părea că lucrurile sunt cumva clare de la 11 mai încoace. Iată că încep din nou să fie neclare. Spune-ne, te rog, și tu,
Cum stau lucrurile la voi? Mi-a povestit Victor și Alexandru, mi-a povestit și Mihai. La voi cum sunt acum lucrurile? V-ați întors tot la birou? Se vede că tu ești în momentul ăsta la birou, dar ești doar tu sau este toată echipa? În ceea ce ne privește, n-a fost complicată reîntoarcerea, că nu prea am plecat de la birou. Adică în ceea ce mă privește și pe mulți dintre noi. În sensul că rețeaua cel puțin a rămas deschisă în toată perioada de lockdown. Am avut cam 10% din unități închise pentru a ne asigura niște spații alternative unde să mai distribuim echipele și pentru a avea niște echipe de rezervă în cazul în care am avea contaminări și nevoie de backup. În ceea ce privește centrala, acolo am lucrat de acasă cam cu 50% din oameni, maxim, ăsta a fost maxim, iar acum suntem cam 70% la birou, la centrală. Rețeaua e deschisă toată. Deci asta a fost o complexitate suplimentară pentru noi, că aveam oameni nu doar la serviciu, dar foarte expuși, adică lucrau cu clienții, nu s-au oprit deloc tranzacțiile, au scăzut volumele, dar probabil undeva la 50%, 60% cu mici oscilații și atunci îngrijorarea lor și nevoia de a se simți protejați și de a fi protejați a fost maximă. Asta vreau să te întreb, pentru că spre deosebire de ce se întâmplă la Alexandru, spre deosebire ce se întâmplă la Mihai, la noi, tu ai avut o grijă în plus, anume să gestionezi emoțiile oamenilor, pentru că da, ea e la birou, știi că își fac treaba, din punctul ăsta de vedere lucrurile sunt destul de clare, dar nu cred că este foarte ușor să ții motivată și să poți să lucrezi cu o echipă care se teme, sau mă rog, cel puțin o parte din ea se teme că s-ar putea infecta. Mă rog, ca o familie acasă, ca o copii, cum ați reușit să țineți sub control și elementul ăsta mai emoțional? În timp ce încercam să mă loghez, l-am auzit pe Mihai spunând că în perioade de genul ăsta se vede ce ai făcut înainte și te bazezi pe ce ai făcut înainte. În ceea ce ne privește, a fost foarte taci, așa foarte emoțional pentru noi. Faptul că oamenii din rețea, vorbesc despre ei acum, au înțeles că e o misiune, au luat-o ca pe o misiune. Dacă noi închidem, se blochează economia. BT-ul are o poziție semnificativă în mersul lucrurilor din punct de vedere economic în țara asta. Între 25 și 35% din diferitele tipuri de tranzacții zilnice care se întâmplă în țară se întâmplă prin BT. Ori să nu punem asta la dispoziția celor care au nevoie, companii, persoane fizice, ar fi înrăutățit și mai mult lucrurile care deja erau grele. Și colegii noștri au luat-o ca pe o misiune. Avem mesaje excepționale de la mămici care spuneau: copilul mă întreabă de ce plec, că toată lumea aude la televizor, toți trebuie să stăm acasă, de ce plec la serviciu? Și îmi spunea: mami, trebuie să asigure că brutăria rămâne deschisă și oamenii au bani să meargă să-și ia pâine sau alimente sau lucruri de genul acesta. Deci a fost foarte bun pentru noi, foarte bun sentimentul să vedem lucrurile astea. Și într-adevăr, asta se bazează pe foarte multe mici sau mai mari acțiuni întâmplate înainte. Adică exact înainte de sfârșitul lui februarie am primit certificarea Best Places to Work 2020, votat și în urma unui survey destul de complex în rândul angajaților noștri. Deci a fost prima veste bună pe anul ăsta pentru noi și tot ce apreciau ei acolo, unul dintre lucrurile apreciate mult de colegii noștri a fost sentimentul ăsta de comunitate și faptul că știu că se pot baza la nevoie pe organizație. Și sunt multe lucruri pe care le-am făcut înainte, pot vorbi despre ele dacă e de interes, dar sunt multe lucruri de genul
un exemplu, poate e mai cunoscut, că a fost un proiect premiat, deși noi n-am aplicat niciodată cu proiectul ăsta la vreun premiu, dar s-a auzit despre el. Avem din 2017 un program de screening pentru cele mai frecvente tipuri de cancer, gratuit, pus la dispoziția tuturor angajaților din 2 în 2 ani. Sunt anumite analize destul de complexe pe care oamenii pot să și le facă și nu doar că sunt gratuite, nu asta e farmecul proiectului, ci faptul că statistic în primele 6-9 luni de aplicare am avut câteva sute de colegi care prin programul ăsta au aflat că au transformări maligne, mulți cu benigne, dar au fost câteva sute, foarte mare procentul, de colegi care au avut la piele, la sân, la diverse organe, transformări maligne, detectate foarte timpuriu și astfel tratate repede, fără traume sau fără traumatisme. Și când am primit raportul medicului care coordonează programul și care spunea, deci concluzionăm, Banca Transilvania a salvat atâtea număr de, un număr de vieți, atâtea sute de vieți, mie mi s-a făcut pielea de găină pe mine. Asta e unul dintre proiecte, dar au fost multe. Asta e mai, să spunem, mai în zona de bază, de sănătate, dar au fost multe, de engagement, de dezvoltare, de acum, spre exemplu, acum 2 săptămâni, noi la începutul lunii iunie, de 17 ani, avem un campionat de fotbal intern, care se întâmplă la Mamaia în fiecare an. Se strâng cam 2000 de oameni, se pregătesc cu luni înainte, se antrenează cu arbitri, cu ambulanțe, cu medici, cu toate terenurile din Mamaia închiriate. Lumea abia așteaptă, e deschiderea sezonului cum ar veni. Și niciodată, nici măcar în 2009, când lucrurile erau foarte grele pentru BT și pentru toată lumea, nici atunci nu l-am întrerupt, atunci nu l-am finanțat, dar au spus colegii, nu putem să întrerupem tradiția, ne plătim noi, voi doar ajutați-ne cu organizarea, cu negocierile, cu toată infrastructura și mergem. Deci n-am întrerupt deloc. Acum a trebuit să întrerupem. N-am putut merge la începutul lui iunie la Mamaia, 2000 de oameni. Și pentru că ne părea rău, acum două vineri am organizat o pizza day, ice cream day, pentru toată banca. Și am rugat să-și posteze, să-și facă fotografii și să și le pună pe intranet și le-am premiat și a fost un vibe senzațional. Și n-am locuit Mamaia, dar am marcat momentul. Și astea sunt micile lucruri pe care le facem. De mulți ani nu ajunge să le faci odată și să-ți mai aduci aminte peste 3 ani, care dau oamenilor senzația aceea că fac parte dintr-un grup căruia îi pasă de tine și pe care poți să te bazezi. Dacă îmi permite, apropo de ce întrebi, Ana, să știi că responsabilitatea mea, așa cum o văd eu, se extinde și asupra oamenilor cu care am lucrat și lucrez. 100%, da. Sunt câteva mii de oameni bune, da? Și în conducerea lor câteva zeci de mii de oameni bune. Și ne-a făcut o mișcare, ne-am adunat toți. Noi suntem într-un fel de mini birou de coach și consultant și facilitator. Și ne-am adunat toți, băi, ce facem pentru oamenii ăștia? Adică ce putem să facem, să le oferim? Tocmai ideea asta de care zice Nevenca, că ne-am dat seama că e același, cumva același lucru. Ce putem face? Și am inventat o serie de evenimente online, deschise, gratuite și așa, le-am îndenumit Critical Life Skills. Pentru că e vorba despre generațiile, mai ales generațiile astea mai noi, n-au întâlnit probleme de genul ăsta. Nu au cultura de acasă, dacă n-au avut bunici care au trecut pe niște probleme personale sau sociale, cum zice numai, n-au experiența asta și trebuie un pic sădită, măcar deschis subiectul, măcar la un moment dat ajunsesem să calculăm modul din această retragere teribilă în case și în fața calculatorului va izbuni furia care se strânge. Da? Cum o ventilăm? Ce facem cu ea? Cum ne păstrăm capul limpede? Să nu greșim, să nu luăm de dis, mai ales că afectăm atâția oameni, cum zice numai.
Și am făcut această serie tot așa, în ideea de caring și de uite, de început, ce avem noi să oferim, oferim. Poate dacă te-ți interesează. Și avem câteva de participanți care toți sunt. De ce? Că le dăm ceva, probabil. Nu știu, o să-i întrebăm. Apropo de caring și apropo de acțiuni consecvent făcute, communication, coaching, care sunt cele trei competențe pe care le cerem, le măsurăm din 6 în 6 luni. Le cerem tuturor managerilor noștri de orice nivel. Și din 6 în 6 luni, angajații sunt rugați să își evalueze managerii din cele trei puncte de vedere, iar rezultatele intră în evaluarea anuală a managerilor. Și îi instruim, avem programe prin care le dezvoltăm competențele astea, îi ajutăm. Adică totul e cu sensul de creștere și de dezvoltare, nu de vreo pedeapsă sau așa ceva. Și atunci când ai, noi avem 1200 de manageri, de exemplu, când ai 1200 de manageri care au grijă de 10.000 de oameni, se creează, chiar dacă nu toți 1000, dacă ai 1000 care au grijă de 10.000 de oameni, se creează un vibe despre grijă. Uite, vreau să vă spun că deși webinarul, discuția asta a început destul de potignit, din păcate, și îmi cer scuze încă o dată față de voi și față de cei care se uită la noi, este unul dintre cele mai dinamice webinarii, pentru că tot curg întrebările și chiar nu aș vrea să le lăsăm de răspunsuri. Devenim ca și cum Mihai deja au deschis cumva portița spre o întrebare pe care a adresat-o Ovidiu și ne roagă să nu trecem peste ea. Respectiv, cum procedăm în cazul human touch-ului în perioada asta, cu oamenii să nu resimte diferențe mari în comparație cu perioada anterioară pandemiei și ce măsuri s-ar putea implementa în acest sens? Deci vreau să vă rog pe fiecare, Nevenca puțin ne-a dat așa un flavor, să spun, despre ce se întâmplă în Banca Transilvania. Dacă mai ai și alte exemple, cu siguranță am fi interesat să le auzim. Alexandru, te rugăm și pe tine să ne spui tu cum vezi povestea asta a human touch-ului. Știu că am adus, cred că eu am făcut greșeala cu ghilimele de rigoare să aduc chestia asta în discuție. Da, noi avem un întreg sistem din perspectiva asta. Începe la momentul angajării, unde da, dimensiunea organizației îmi permite, din păcate sau din fericire, Nevenca n-ar putea să facă chestia asta cu 10.000 de oameni. Eu mă ocup personal de un interviu sau o discuție care are loc la 30, 60, 90 de zile după ce omul vine în organizație. Tocmai pentru că suntem o organizație diferită, nu spun mai bună sau mai rea, doar diferită din perspectivă culturală, și trebuie să înțeleg foarte bine dinamica oamenilor în momentul în care, sau imediat după momentul în care se alătură echipei noastre. Și tocmai de aceea încerc să stau foarte aproape de ei în primele 3 luni după momentul angajării. Și din momentul în care îi obișnuim cu această interacțiune pe care toți o apreciază, trebuie să rămânem foarte aproape de ei după aceea. Lucru care se întâmplă cu ușurință, s-a întâmplat cu ușurință și se întâmplă cu ușurință în momentul în care toată lumea este la birou, dar partea disruptiv a intervenit în situația asta, în care totul s-a mutat online, de la procesul de onboarding, care era foarte interactiv și foarte dinamic la birou, a trebuit să ne adaptăm foarte repede, că n-am oprit angajările în perioada asta, a trebuit să ne adaptăm la toată situația asta online. Stați o secundă că trebuie să fac o chestie aici. Dacă vreți. Scuze, a trebuit să ne adaptăm online, a trebuit să rămânem ancorați în business. Eu sunt un HR, eu n-am biroul meu propriu, stau oriunde în organizație, stau în orice echipă, tocmai pentru a înțelege dinamica din fiecare echipă, pentru a înțelege exact așa cum spunea Nevenca, dacă managerii își fac treaba din punct de vedere people management, și pentru a-i ajuta să facă chestia asta așa cum considerăm noi că ar trebui făcute lucrurile. La fel se întâmplă și cu HR Business Partnerii cu care lucrez, nici ei nu au biroul lor propriu, stau în echipele pe care le gestionează. Și lucrul ăsta nu s-a schimbat. Am participat pentru că îmi doresc ca oamenii de HR să înțeleagă foarte bine business, să fie foarte ancorați în business. Nu s-a schimbat nici în online. Participăm la întâlnirile de business așa cum o făceam și înainte, doar că o facem online.
Am organizat în mod săptămânal, fiecare HR Business Partner are întâlniri tematice cu echipele. Eu am cu președintele și cu echipe la fel, întâlniri informale organizate online. Cam asta este ceea ce facem în perioada asta, din punct de vedere human touch. Plus tot ceea ce înseamnă comunicare internă, avem mai multe canale, blog, newsletter, Instagram, iar Instagramul este o chestiune care prinde foarte, foarte bine la noua generație. Ne cunoaștem foarte bine prin intermediul tururilor ăsta. Nevenca, vrei să mai completezi ceva? Da, o să continui de unde a rămas Alexandru apropo de comunicare. N-am scris în viața mea lungă de hasherist de peste 20 de ani, nu am scris atâtea mesaje la All și nu am scris atâtea mesaje lungi la All cât am scris în perioada asta. Din cele două integrări, cele două fuziuni anterioare și intense, mă rog, perioade intense, am învățat că nu există over communication, mai ales în perioade de criză. Și atunci am făcut asta. Chiar ieri întrebam un coleg din rețea, că am trimis un mesaj de genul ăsta, zic, le mai citiți, le mai scriu, le mai trimit sau nu, oprește, sunt cel mai se oprește totuși și trimitele, nu te opri. Ce vreau să spun, nu știu dacă pot, dacă se vede la cameră, nu-mi dau seama. Se vede mai bine, da. Este sigla BT, în jurul căreia un coleg a desenat două mânuțe, două aripioare de înger, așa cum că trebuie să protejăm organizația, adică tot felul de lucruri de genul ăsta vin dinspre oameni, dar astea sunt feedback-uri. Oferi, primești, oferi, primești. Simt grijă, dau înapoi grijă. Și apropo de human touch, din criza anterioară, când am tot așa am făcut diverse lucruri, a spus cineva tot așa intern, ăsta e human banking. Și noi folosim foarte mult intern hashtag human banking. Nu e ceva cu care să ieșim în exterior, că nu e greu de înțeles dacă nu ești aici. Și de atunci consecvent facem lucrul ăsta. Adică suntem oameni unii cu alții până la urmă. Nu e așa de complicat. Practic e întoarcere la bază, ca să spun așa. Antropologic, noi am trăit în triburi. Nu mari, 80-100 de oameni, dar toți aveam grijă de toți. Toți copiii erau îngrijiți de femeile tribului, bărbații aduceau de mâncare pentru trib. Mai aproape de zilele noastre, familiile erau mai mari, cu mai mulți copii, cu verișori, cu bunici, cu toată lumea la grămadă. Cam ce vedem în Italia, că se întâmplă încă. Ei, în timpurile noastre, în timpul nostru, nu mai suntem așa. Suntem copii unici sau maxim doi, plecați în stânga, în dreapta și alienați sau cu risc de alienare. Și toți tânjim după un loc și după câțiva oameni cărora să le pese de noi și să ne accepte așa cum suntem și să ne ajute să creștem, să dezvoltăm. Asta încercăm noi să facem. Ce am făcut concret aici? Colegii din recrutare, care neapărat că au rămas fără obiectul muncii, dar li s-a redus mult volumul de muncă. Noi angajam 1000-1200 de oameni pe an. 3 luni de pauză înseamnă o reducere mare. Și atunci colegii de la recrutare au sunat, exact cum spunea Alexandru, au sunat angajații noi din ianuarie încoace, pentru că ei n-au înțeles nimic încă. Au venit în ianuarie sau în februarie, încă erau în onboarding, în învățare și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Au ținut legătura cu ei. Noi am făcut webinarii și sesiuni de genul acesta cu cei 1200 de manageri, cu trainerii interni separat, să-i învățăm cum să-și conducă echipele sau cum să-și țină oamenii aproape din diverse locații, că nu-i mai aveau sub ochi sau în proximitate.
Am tot așa, alte colegi de la recrutare sunt și terapeute, sunt consilieri certificați. Oferim în continuare servicii de consiliere psihologică. Training în afară de programe foarte relevante pentru perioada respectivă, despre anxietate, despre temeri, despre ce faci cu copila și mici acasă, să-i ții ocupați, să-ți câștigi niște timp, să te poți conecta cu colegii sau cu ce ai de făcut. În afară de toate lucrurile astea, avem o colegă la training care este și fitness trainer. A făcut imediat câteva programe video despre abdomene și despre picioare și așa mai departe. Toate lucrurile astea contează. Fiecare, nu poți să faci o acțiune odată și să te aștepți să fie transformațională. Mihai, aș vrea să te întreb și pe tine, pentru că ai fost expus la atât de multe cazuri și de multe companii. Ne poți da câteva exemple de best practices, ca să spun așa, legat de human touch. Ne-a povestit Alexandru, ne-a povestit Nevenca. Tu ce ai văzut la clienții cu care lucrați? Și aș vrea totodată să ne spui și poate top 3 lucruri pe care ar trebui oamenii să le, managerii să le evite, nu doar în perioada asta, ci și în general, astfel încât să nu piardă această latură umană, această parte de human. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu ne putem ascunde că în perioada asta au fost, din păcate, și destul de multe abuzuri în companii. Au fost și multe lucruri care s-au împins poate până la limita legii, să spunem, sau până la limita moralității, sau până la limita colegialității. Adică nu peste tot lucrurile au mers atât de lin cum ar trebui sau poate cum ne-am dorit cu toții, și angajatorii și angajații. Da, ce să zic, mie mi se pare că e destul de oablă treaba, așa? Culturile care, organizaționale care au fost construite bine se văd acum, pentru că a venit tipul șmirghelul ăsta și a dat la o parte orice tip de ascunziș și așa, și ăia în care erau foarte mulți nemernici, să văd și ele. Adică e destul de simplu. Rețin un pic răspunsul la întrebare ca să vă povestesc un exemplu. De fapt, două, la capete opuse. În aceeași săptămână am vorbit cu doi conducători de organizații multinaționale, amândouă. Unul zicea, domne, să vede, exact ce zice Alexandru și ce zice Nevenca, să vede, domne, că ce am sădit creștem așa și oamenii să strângă aproape și e normal că în momentul în care simt anxietate și așa să ne adunăm împreună, să vedem ce e de făcut și așa. Asta a fost o reacție, cealaltă reacție și rolul meu ca lider e să stau între ei totuși, să mă vadă ca într-o poziție centrală care le oferă siguranță și le oferă o direcție, o viziune nouă sau o viziune schimbată. Ăsta e rolul comunicării. Pe de altă parte, celălalt zice, domnule, tocmai am venit de la zonă și mi-a zis așa foarte plastic, zice, începe timpul șacalilor. Adică oamenii care în aceste perioade înfloresc, ghilimele de rigoare, știm cu toții, oamenii care nu au scrupule și nu îi preinteresează asta cu umanitatea. Așa? Ce interesează, profitul rapid pe orice tip de acțiune pe care o fac. Aici aș spune, în al treilea rând, eu nu cred că human touch-ul ăsta s-a schimbat în vreun fel în lumile astea. Pentru că relațiile pe care le am eu, poate sunt eu într-o bulă ciudată, relațiile pe care le am eu cu oamenii sunt aceleași. Adică reușim să comunicăm fie de la 2 metri, fie până comunicăm acum suficient de bine, cu familia mă strâng în brațe că sunt, na. Ai voie. Da, mă rog, asta cu voia, știi mai bine decât mine că cine îți dă voie sau nu, trebuie să aibă cel puțin o competență deasupra ta. Dacă nu are, atunci voia e altă. Asta e o învățătură grecească veche. Adică nu mi se pare că, bine, noi suntem, nu știu dacă știți, noi suntem și cu copil mic de 6 luni acum și toate măsurile de siguranță de orice tip erau deja instalate anterior, nu prea ni s-a schimbat viața. Ce lipsește într-adevăr human touch-ul este ceea ce nici nu mă gândesc că voi face în următorul an. Asta cu ieșitul la terasă, stat cu prietenii și așa. Pentru că majoritatea oamenilor pe care îi cunosc sunt în contact cu extraordinar de multă lume. Dar sufletește, ca să închei, sufletește, nu văd
că s-a schimbat, adică mă simt într-un fel trist sau așa, că am pierdut nu știu ce contact uman. Cred, Mihai, cel țin din feedback-ul pe care îl avem și noi de la clienți, dar și de la cei care ne scriu pe rețelele sociale sau ne sună pe linia noastră scurtă, cred că s-a schimbat puțin cumva, s-a schimbat puțin așteptările sau s-a schimbat nevoia angajaților cu privire la primirea acestui tip de human touch. Cred că au ceva mai multă nevoie decât până acum să vadă, exact cum spunea Andrina, că se trimite un mail, că se face ceva astfel încât să... Ei cred că au simțit angajații. Înțeleg, adică o abordare mai personalizată. Păi revin la primul răspuns. Adică bucata de șmirg, el a funcționat. Ceea că oameni se vede și mai bine că sunt oameni și știu și aibă grijă de oameni. Dar alții care se ascund după funcții și statute și încearcă să facă tot felul de drăgărie. Așa se văd și ei. Da. L-au zis pe Alexandru, spunea la început de niște sondaje pe care le-au făcut în interior și în sondajele noastre am fost surprinsă să văd că al doilea cel mai apreciat lucru din perioada de lockdown de către angajații noștri a fost comunicarea. Primul a fost munca de acasă și la mică distanță a fost comunicarea și al treilea a fost împărțirea echipei, splitarea echipelor și în mai multe locații. Deci al doilea a fost comunicarea, care nu costă nimic, nu e nicio investiție acolo, nu este niciun, e puțină informare, pregătire și timpul de comunicare. Asta ca să spun concret cât de importantă este și nu din măsurarea noastră, nu din perspectiva sau percepția noastră, ci de la angajați venind. Pe urmă, ce aș mai spune, s-ar putea ca, apropo de human touch, în BT să fie lucrurile puțin diferite pentru că fiind împrăștiați, 10.000, dar împrăștiați în vreo 600 de locuri, 550-600 de locuri, comunicarea noastră și interacțiunea noastră era destul de virtuală. Noi ne vedem în grupuri mari de vreo două ori pe an. În rest, interacționam tot așa și atunci nu a fost chiar atât de mare diferența și atât de mare impactul. Și apropo, vreau să răspund la o întrebare. Da, chiar. Personal, n-am făcut reduceri de personal, chiar am angajat. Am angajat cam, în medie cam 70 de oameni pe lună în ultimele 3 luni. Deci câți angajați? Nu e cazul, nici nu avem în plan așa ceva. Confirm, pot să confirm chestia asta, am abordat aceea strategie chiar de la început, pentru că nu voi ascunde, am spus de la început că sunt un tip foarte direct, cifrele noastre au avut de suferit în perioada asta, în mod clar și oarecum dramatic. Dar asta nu este, întâlnirea asta nu e un motiv pentru a ne plânge, ci dimpotrivă, am considerat perioada ca fiind o chestiune temporară, la sfârșitul căreia va trebui să avem oameni extrem de competenți și bine pregătiți, și mai ales toți, ca să facem față provocărilor venite din partea competiției, care, bineînțeles, nu doarme. Exact, și la noi rezultatele au fost afectate pentru că în lockdown nimeni nu a venit să ceară carduri, nimeni nu a venit să ceară credite. Nu, totul a fost. Dar cred că sunteți într-o situație specială pentru că lumea se ferește de chestia asta. Totul e despre amânarea ratelor, amânarea încasărilor, rescadențare și restructurare. În schimb, IMM Invest, de exemplu, că e probabil un program deși controversat, e de ajutor pentru IMM-uri. IMM-urile sunt temelia noastră. Dacă urmăriți cifrele, o să vedeți că BT este foarte departe față de celelalte bănci în ceea ce privește numărul de dosare procesate și aprobate de fondul de garantare. Ori asta înseamnă foarte multă muncă. Mii de dosare înseamnă de câteva ori mai multe mii de oameni și de aplicații care le procesează. Cu toate că foarte mult nu te poți baza pe aplicații acum, pentru că toate scoringurile
gândite anterior nu mai sunt relevante. Behaviorul și diverse pattern-uri s-au schimbat radical, deci nu poți să te bazezi pe o predicție sau pe o estimare gândită acum 6 luni sau acum un an. Mihai, scuze-mă, te rog. Da, vreau să zic la cele 3 lucruri, mă gândeam acum ascultându-vă. Primul lucru este, cred că trebuie să te ferești, dacă ești manager și conduci o echipă, să nu cumva să te prindă echipa că n-ai o viziune pentru viitorul apropiat. Deci o viziune, toate schimbările, toate transformările bune încep de la o viziune formulată bine, corect. Deci primul, dacă vrei să zic pe negativ, zic pe negativ. Eu de obicei gândesc mai pozitiv. Foarte bine. Nu mi se pare un sfat esențial. Doi la mână, răbdare. Răbdare. Iterații și reiterații, cum ziceam Nevenca mai devreme, nici o schimbare nu se întâmplă peste noapte. Alea care se întâmplă peste noapte sunt de obicei dezastre. Deci răbdare. Dacă vrei să schimbi omul, trebuie să ai un pic de răbdare. Chiar dacă vrei să accelerezi către rezultate de business și știu ce, trebuie să ai răbdare pentru că trecem printr-o perioadă dificilă. Oricum o ai luat, uman e dificil. Da? Răbdare. Și trei la mână, fii un exemplu. Cei mai buni lideri pe care îi cunosc sunt capabili în secunda 2 să zică, uite domnule, eu sunt acolo. Împreună cu ai mei sunt acolo în prima linie, luptăm cu vremurile și ținem aproape un micul. Exemplu, adică nu te baza că alții trebuie să fie exemplu, că nu știu cine de la nu știu ce nivel trebuie să fie un exemplu, știu să fii un exemplu dacă ești lider de echipă. Arată-le oamenilor ce înseamnă asta concret, arată-le oamenilor cum e nevoie să se comporte. Nu le spune, arată-le. Dar nu discursul, nu dacă lor dă poziție ca la guvern, nu, arată-le exact cum se comportă. Comportamentul se copiază între oameni și este primul modul de învățare pe care îl avem. Și ce mai reușește? Uite, aș vrea să, pentru că oricum am depășit deja timpul, v-am spus, a fost cea mai dinamică discuție, cred, de până acum, dar aș vrea să nu încheiem fără să luăm și ultimele întrebări. Cea pe care o să vă adresez acum, cred că o să aibă răspunsuri mai extinse, dar aș vrea neapărat să răspundem. Cum se împacă investițiile în automatizare cu politica de conservare a cash-ului? Evident, cred că puține sunt domeniile care nu au avut un impact negativ în business în perioada asta. Și cu toate astea a trebuit să continuăm să facem investiții. Cum se împacă lucrurile astea două? Dacă. Te rog, Nevenca. Sigur. Da, suntem atenți la costuri, fără îndoială. Cum spuneam, veniturile nu mai vin în ritmurile în care veneau. În schimb, atenția nu este pe investițiile în automatizări, pentru că de acolo se pot optimiza multe lucruri, ci în amânarea unor investiții mai puțin necesare. Spre exemplu, aveam un plan de amenajare a sediilor pentru anul ăsta. L-am amânat. Eu știu, lucruri din acestea mai degrabă de estetică decât de optimizarea business-ului, de eficientizare, de volume mai mari. Așa că noi nu am oprit investițiile în automatizări. În schimb, investițiile în amenajarea sediilor, în casarea unor mașini, de exemplu, care au ajuns la limitele pe care le aveam în politici, nu le-am înlocuit și nu le vom înlocui probabil anul ăsta, chiar dacă sunt peste limitele stabilite de kilometraj sau de ani de fabricație sau de știu. Mai merg. Nu acolo sunt optimizările pe care le facem. Deci se împacă. Este cu beneficiu și mai sec. Eu nu cred că investițiile au început acum în automat. Evident. Deci întrebarea e un pic așa, alunecă. Nu au început acum într-o isterie a investițiilor în automatizare. Nu, proiectele sunt vechi de câțiva ani și unele dintre ele au început să se maturizeze un pic mai accelerat, ceea ce presupune o schimbare minoră de costuri. Hai să fim serioși. Sau dacă undeva au început acum, e un pic târziu, într-adevăr. Acolo unde au început acum. Corect. Părerea mea este ușor diferită. Sunt de acord cu Mihai, care spune că da,
Multe investiții au început mai de mult, dar sunt de acord și cu faptul că foarte multe companii reacționează în momentul ăsta. În momentul ăsta, începând cu acest moment. Și da, investițiile probabil se fac având în vedere o prioritizare clară, cum spunea și Nevenca, lucrurile neesențiale sunt eliminate, nu mai schimbăm mașinile managerilor, nu mai schimbăm telefoanele acum, da? Toată lumea trebuie să aștepte din perspectiva beneficiilor care sunt neimportante. Și by the way, am găsit o înțelegere neașteptată în direcțiile astea. Ana, ești invadată. Așa, și am prioritizat. Și da, nu o ascund, inclusiv Samsung a început să se gândească. Aveam procese de automatizare în curs, dar perioada prin care trecem ne-a făcut să ne gândim serios la mult mai multe și să începem să facem chestiuni în plus. Reacționând, da, o recunosc, am fost oarecum reactiv în anumite domenii, dar de ce nu? Dacă nevoia apare, trebuie să reacționăm. Și mai am o întrebare de la Renata, care, mă rog, trebuie să plece, dar vă întreba de fapt pe voi, o întrebare mai tehnică, dacă folosiți VUCA World, ca exemplu, în echipă. Nu știu dacă am pronunțat corect, dacă n-am pronunțat corect, scuze. E da? Ok. Da, bun. Dacă folosiți ca exemplu în echipă. Eu pot să răspund foarte scurt, nu? Pentru că mi se pare o remestecare a unei alte, mă rog, principiu de acum vreo 4-5 de ani. Nu, mi se pare o bucată de cunoaștere nu tocmai, adică mi se pare foarte mult marketing în spate. Marketing de cunoaștere în spate. Sunt teorii mult mai serioase. Hai să-l numesc doar pe Nassim Taleb, nu știu dacă l-ați văzut ce a făcut când toată lumea zicea că asta evenimentul e o lebădă neagră și a filmat cu telefonul 5 minute explicându-le oamenilor că nu e o lebădă neagră, că toată lumea s-a așteptat la genul ăsta pe expozie și așa. Răspunsul meu este da, conține câteva cuvinte cheie și câteva concepte care își găsesc aplicabilitatea în momentul ăsta. Da, și noi folosim și îl folosim în sensul de faptul că incertitudinea e certă și e permanentă, e continuă și singurul antidot sau cel puțin în momentul ăsta și la noi, singurul antidot care este în controlul nostru este să învățăm în continuu. Pentru că asta putem controla, fiecare dintre noi și fiecare organizație poate controla cum răspunde la această schimbare continuă, incertitudine continuă. În fiecare incertitudine rămân totuși niște lucruri certe. Și ce faci cu ele? Cum operezi cu ele? Cum le afli? Cum le observi? Și așa mai departe. Deci, în sensul ăsta folosim noi. Nu credeam nici acum 5 ani, dar mi-e din ce în ce mai clar că asta îi spun și fiicei mele, are 15 ani și avem discuții despre profesie, carieră și așa mai departe. Asta îi spun și ei și asta le spun și colegilor și asta gândesc și pentru mine, deși eu nu mai am atât de mult cât au ei în continuarea vieții noastre profesionale. Probabil că vom avea de făcut schimbări în ceea ce ne privește pe fiecare personal. La fiecare 5 ani, ceva destul de important. În discuțiile cu fiica mea, ea mă întreabă cum să fac să nu greșesc, cum să fac să aleg bine, să nu-mi pară rău. Că ar alege și una și alta, are mai multe opțiuni, de unde știu. Și asta am spus, zic, probabil că în 40 de ani de carieră sau câți vor fi în timpul vieții tale, la fiecare 10 ani va trebui să schimbi fundamental, mult, adică nu doar să adaugi o nuanță, ci va trebui să schimbi, pentru că în 10 ani se vor schimba mult lucrurile. Așa că orice ai alege acum, nu te gândi că vei alege pe viață, ci că vei avea ocazia pe parcurs să mergi în altă direcție, cu condiția să fii permanent atent și să înveți. Nu există altă
soluție. Mai devreme citeam un articol din Australia despre 100 jobs for the future. Și sunt câteva lucruri acolo care mi s-au părut interesante. Unul, că skill-ul cel mai important pentru viitor va fi să învățăm să cooperăm cu mașinile și cu toate automatizările și noi, pentru ca să facem fiecare dintre noi joburile pe care celălalt nu le poate face. Adică noi să facem ce mașinile nu pot face și ele să facă ce nouă nu ne mai place să facem sau nu putem să facem cu viteza cu care fac ele. Deci, și evident, educație, lifetime education, asta e. Și asta rezolvă și VUCA. N-ai cum să anticipezi, apropo de lebede negre și alte evenimente, nu ai cum să le anticipezi. Și nu la scara asta. Cine credea în ianuarie când eram la schi că vor veni 2-3 luni în care toată emisfera nordică va fi shutdown? Da, așa este, nimeni, absolut nimeni. Și într-adevăr este greu de anticipat, mai ales că lucrurile mi se pare că se schimbă efectiv de la o săptămână la alta, uneori chiar și mai des. Cu toate astea aș vrea să vă întreb în încheiere pe fiecare dintre voi. Când vedeți voi sau care este un orizont de așteptare pentru ca lucrurile să revină într-o formă de normal cu care eram obișnuiți până acum, alta decât acest contingency plan pe care îl tot derulăm de la o lună la alta? Am să răspund eu primul. Este un tema, apropo de VUCA, uite, fața lui Mihai e relevantă. Este foarte greu să prevedem când, din punct de vedere COVID-19, lucrurile vor reveni la normal. Ceea ce cred eu că ar trebui să facem este să considerăm situația actuală ca o viitoare normalitate. Și noi ca și companii să ne adaptăm acestei situații și să creăm politici pe termen lung care să adapteze felul în care companiile iau în considerare nevoile angajaților. Poate mai simplu spus, tot ceea ce înseamnă politici de resurse umane trebuie adaptate. Eu o să încerc să răspund un pic mai larg decât atât. Eu nu cred că vaccinul, oricând ar apărea el, este răspunsul, pentru că vaccinul funcționează dacă ne vaccinăm toți. Ori până se avizează, până se produce în 8 miliarde de exemplare și până se administrează la 8 miliarde de oameni, o să treacă mult timp și niciunul dintre noi, nici ca persoane, nici ca organizații, nici ca state, nu putem îngheța până atunci, până la momentul respectiv. Dar cred că lucrurile vor fi în continuare dinamice pe măsură ce lumea științifică învață mai multe despre cum se comportă virusul ăsta. Ați văzut ieri, am văzut cu toții, că s-a schimbat abordarea în ceea ce îi privește pe asimptomatici, pentru că se pare că ei transmit foarte puțin și aici pot să vă confirm din statistica noastră internă, pentru că am avut și noi, din păcate, câțiva colegi care nu în lockdown și nu între 15 mai și 15 iunie au fost infectați, ci în urma acelor două weekenduri faimoase prelungite s-a întâmplat. Nu este atât de ușor să-l transmiți, adică avem cupluri, ea pozitivă, el negativ, locuiesc în aceeași casă, avem părinți care au fost pozitivi și colegi de-ai noștri care nu s-au infectat, avem mamă, colegă de-a noastră, a cărei fetiță a fost la o competiție sportivă și s-a infectat și a stat cu ea în spital și iar mama, colega noastră, nu s-a infectat. Deci sunt tot felul de situații. Problemele sunt evident la cei din categoriile de risc. În momentul în care vor fi tratamente care să funcționeze, acolo e problema, pentru că la asimptomatici sau cu simptome ușoare nu sunt probleme. Am văzut asta și se comunică din ce în ce mai mult.
Citeam săptămâna trecută în BBC că au stabilit că dexametazona, care e un antiinflamator bazat pe corticoizi, foarte disponibil, foarte accesibil, ieftin, reduce cu o treime, a redus cu o treime rata mortalității la grupele de risc. Probabil că dozând-o diferit sau în combinație cu altceva poate să reducă și mai mult. Nu știu, zic, dar pe măsură ce știrile astea vor apărea, și spaima și restricțiile impuse de cineva sau autoimpuse vor deveni mai slabe și atunci ne vom putea relua, dar nu cred că vom reveni la ne. Până când vom începe să călătorim cum călătoream înainte, pentru business sau pentru vacanțe, va mai trece timp. Deci cred că industriile aviatice, cred că industria de entertainment, de hoteluri, luxury, lucrurile astea cred că vor, pentru ele va dura mai mult revenirea decât pentru alte industrii. Da, eu am un răspuns și mai ciudat. Okay. Eu sunt membru în bordul non-executiv al celei mai mari fundații de mediu din lume, WWF, pe Europa Centrală și Est. Și în discuție cu colegii mei, care sunt unii dintre ei oameni de știință în domeniul conservării și așa, spunem în vedere trei lucruri. Unu, treaba cu virusul să termină probabil într-un an, probabil, cumva, adică exact ce ține, că avem capacitatea de a o gestiona și nu în sensul că se termină, că moare virusul, dar o să crește semnificativ capacitatea sistemului uman de a gestiona acesta. Doi la mână, efectul economic cred că va mai dura câțiva ani, adică vreo 2-3, da? Dar asta nu e nimic pe lângă cauza transmiterii, care este trecerea de la animal la om, care este distrugerea naturii. Da? Și aici tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europeană, viitoare la schimbările climatice și așa, este un val care nu se compară cu ce vorbim. Și valul ăla este de atâtea ori mai mare încât nu cred, eu nu pot să mă gândesc cu mintea mea simplă ce înseamnă revenire la normal. Că nu o să mai fie nimic din ce a fost. Nimic. Și nu vorbesc dezastruos acum. Sigur că ne vom găsi modalități să ne adaptăm, să reparăm, să facem lucrurile. Dar planeta e într-un ciclu de schimbare accelerată, care e mai mult mai accelerată decât ce vorbim ca schimbare economică. Și așa. Bun, vă mulțumesc mult încă o dată. Vă mulțumesc și vouă celor care ați uitat la noi, pentru că ați stat alături de noi, deja suntem de aproape o oră și jumătate în această întâlnire. Mă bucur mult că v-am văzut și mă bucur mult că am aflat cu toții atât de multe lucruri interesante de la voi. Și ne revedem data viitoare. Mult succes tuturor și dacă mă urmează vacanța plăcută. Mulțumesc frumos, la revedere! Mulțumim. Cu mare drag, la revedere! Numai bine! Pa.